Deșteptarea. Bună, bună. Hai să vedem ce se mai întâmplă prin România. Polițiștii de frontieră din cadrul sectorului Poliției de Frontieră Țuțora. Țuțora este o localitate din Iași, dacă nu mă înșel. Da. Efectuează cercetări cu privire la un cetățean român care a fost depistat conducând un autoturism, deși nu avea acest drept. Ce s-a întâmplat mai exact? Cetățeanul respectiv plătise, atenție, 1600 de euro pentru o poză cu un permis de conducere. L-a oprit poliția, a scos poza și a arătat-o. I-am arătat-o pe telefon polițiștilor care l-au oprit. I-am de la capăt, stai un pic, deci cum... Un român a plătit 1600 de euro pentru o poză cu un permis de conducere și a arătat-o pe telefon polițiștilor care l-au oprit. Știi? Dar permisul nu era al lui. Nu. Era ca și cum ți-aș cere eu ție permisul. Radule, fă-mi o poză la permisul tău sau arăt și eu la poliție. Dar tu nu mi-ai dat niciodată 1600 de euro pentru treaba asta, că în momentul ăsta scot permisul. Nici n-o să vezi, dar... Deci, cum a mers afacerea asta? O, dacă te oprește poliția... Asta sună de la sfierbinți. Bobiță? Da. Probabil era obișnuit cu declarațiile alea, știi? Când ieșeam din casă cu declarații, le putea arăta pe telefon polițiștilor și o fi zis omul că merge și cu permisul de conducere. Și cum, mă, el a traversat toată Europa cu mașina și aici l-a oprit poliția română? A avut ghinionul ăsta să-i ceară permisul. Au dreptate și deputații ăștia că polițiștii români vânează contravenienți din ăștia. Adică dacă nu s-ascundea poliția prin boschet, ce mai prindea? Pe de altă parte, apropo de permis, mi-expirase permisul și a trebuit să-l reînnoiesc. Și parcă nu-mi vine să cred că joi, săptămâna trecută, am depus actele aici la Direcția Regim Permise de Conducere din Pipera. Așa. Și ieri a venit Poșta Română și mi l-a adus acasă la ușă. Adică... Ieri fiind luni, nu? Da. Deci de joi până luni am avut permisul. Mie mi-a dus dovadă. Știi că se eliberează o dovadă care este valabilă 15 zile și când mi-a zis domnișoara de la matriculă, de la permise, că o să vi-l trimitem prin Poșta Română, am zis, mamă, expiră dovada. Nu, da. Și nu o să ajungă permisul. Uite, surpriză. Joi depun actele și apropo de depus actele, dacă se faci programare online, nu stai la absolut nicio coadă, în 5 minute e gata tot, cu tot cu poză. Bă, tu vorbești de România. Eu vorbesc de România, dar am zis că o să lăudăm niște instituții astăzi, dacă nu e de laudă. Ne-ai pomenit. Și ți-a venit acasă și nu ți-a lăsat hârtie din aia că să vii tu la poștă? M-a sunat poșterița pe numărul personal. Bună ziua, domnul Constantinescu, avem permisul. A, deci știa de la radio ceva de genul ăsta. De la radio, nu. Cum așa? Lucram și eu la televiziune, erau șanse să mă cunoască, dar așa... Bună ziua, domnule, vă aducem permisul acasă? Și mă gândeam, băi, dar când am depus eu actele? Joi, de acum 5 săptămâni? Nu. Și zici că e o farsă, nu? Deci de joi până luni ai permisul cu 5 minute de stat la ghișeu. Programare online, atenție. Fără bon de ordine, fără... Bravo, bravo. Bravo. Suntem surprinși, am fost surprins plăcut, parcă nici acum nu vine să cred. Bravo, uite, domnule, bravo Ministerul de Interne. Acum am și dovada, am și permisul. Pe care o arăt, dacă mă oprește poliția. Fac o poză. Auzi, tu cam vrei să te oprească, deci tu cam strigi așa. N-am avut permisul niciodată luat. Sper să nu încep acum, știi? Dau dovada. Doamne ferește. Da, deci felicitări atât celor de la Regim Permise, cât și celor de la Poșta Română pentru rapiditate. Bravo. Bravo, domnule. Am ajuns, poate să ne mirăm de normalitate, însă la câte lucruri am trăit aici și am povestit. Uite că... Da, ne-a și luat. Da, cât? 30 de ani. Da. Am rezolvat situația elegant. Deșteptarea